Am revenit în platou. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae. Este considerat ocrotitorul marinarilor și al celor aflați în călătorie. Sunt cunoscute numeroasele fapte de milostenie pe care le-a făcut Sfântul Nicolae în viața sa pământească. Copiii îl așteaptă cu mare bucurie pe Moș Nicolae, aducătorul de daruri, considerat înainte mergătorului Moș Crăciun. Cunoscut în Transilvania și sub numele de Sfânt Nicoară, este cel mai popular sfânt în Ardeal. Născut în cetatea Patara din Ținutul Lichiei din Asia, Sfântul Nicolae a făcut minuni de mic copil. După ce i-au murit părinții, Nicolae și-a împărțit averea săracilor și a întemeiat o mănăstire, călătorind apoi ca prelat la Ierusalim. Peste 800.000 de români își serbează astăzi onomastica, le spunem și noi la mulți ani.